La un pas de tragedie a fost o familie din Vaslui. Un copil de un an și șapte luni a fost scos de pompier din mașina încuiată acolo unde fusese lăsat de mama sa, în soare, la o temperatură resimțită de 39 de grade. Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o auto specială de stingere echipată cu modul pentru deblocare și descarcerare și un echipaj specializat pentru salvarea unui copil blocat într-un autoturism staționat pe strada Veteran Surcanu din municipiul Vaslui. La sosirea echipajului de intervenție a fost găsit un copil în vârstă de un an și șapte luni blocat într-un autoturism, mama acestuia fiind foarte agitată, prin antena 3. Din cauza căldurii există pericolul de deteriorare a stării de sănătate a micuțului. După câteva minute, copilul a fost din autoturism și predat mamei acestuia. Nu au fost probleme deosebite. Mecanismul de închidere blocare a autoturismului s-a declanșat automat. Pentru a evita astfel de incidente, trebuie să ținem cont de anumite recomandări pentru prevenirea apariției de îmbolnăviri în rândul copiilor. Realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă și curenții de aer. Se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită. Copilul va fi îmbrăcat lejer cu hoinuțe din materiale din fibra naturale, comode. Nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi și obligatoriu cu căciuliță pe cap. Copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete și foarte bine spălate. La cel mai mic semn de suferință al copilului sau mamei, aceștia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică. O atenție deosebită se va acorda condițiilor de igienă atât pentru copil cât și pentru mamă.